Salut! Eu sunt Darius. Astăzi o să facem poveste de Ion Creangă. A fost odată când a fost, că dacă n-ar fi fost, nu s-ar povesti. Noi nu suntem de pe când poveștile, ci suntem mai din coace, cu vreo 2-3 zile de pe când se pot covea purecele cu 99 de ocă de fer la un picior și tot îi se părea că-i ușor. Căci era odată un om însurat și omul acela trăia la un loc cu soacră sa. Nevasta lui, care avea copil de țiță, era cam proastă, dar și soacră sa nu era tocmai hâtră. Într-una din zile, omul nostru iese de acasă după treb, ca fiecare om. Nevasta lui, după ce își scăldă copilul, îl înfășe și de tețiță îl puse în albie lângă sobă, căci era iarnă. Apoi îl legănă și îl dezmerdă până ce l-a dormit. După ce l-a dormit, stătuia puțin pe gânduri și apoi începu a se boci cât îi lua gura. Aulio, copilașul meu! Mama ei, care torcea după holm, cuprinsă de spaimă, zvârli fosul din mână și furca din brâu, cât colo și sărind fără sine, o întreabă cu spaimă. Ce-i, draga mamei? Ce-ți este? Mamă, mamă, copilul meu are să moară. Când și cum? Iată, cum vezi drobul cel de sare pe holm, îl văd și de s-a suimăța are să-l trântesc drept în capul copilului și să mi-l omoare. Vai de mine și de mine! Că bine zici, fata mea, se vede că i s-au sfârșit mititelului zilele și cu ochii porniți la drobul de sare de pe holm și cu mâinile încleștate, de parcă le legase cineva. Începură a boci amândouă ca niște smintite de clocotea casa pe când se sluțeau ele, cum vă spun, numai Iaca și tatăl copilului intră pe ușă, flămând și necăjit ca vai de el. Ce este? Ce v-a găsit nebunelor? Atunci ele, vindu-și puțin în sine, începură a șterge lacrimile și a-i povesti cu mare jale despre întâmplarea neîntâmplată. Omul, după ce le-a ascultat, zise cu mirare. Bre, mulți proști am văzut eu în fața mea, dar ca voi n-am mai văzut. Mă duc în toată lumea și de o găsi mai proști decât voi, moiul mai întoarce acasă. Iar de nu, ba! Așa zicând, oftă din greu, ieși din casă fără să-și ierie ziua bună. Și pleacă supărat și amărât ca vai de om. Și mergând el besmetic, fără să știe unde se duce, după o bucată de vreme, oprindu-se într-un loc, îi se întâmplă iar să vadă ceva ce nu mai văzuse. Un om ținea puțin un oboroc de șerp cu gura spre soare, apoi repede îl înșfăca și intra cu dânsul într-un bordeiu. Pe urmă, iar ieșea, îl pune iar cu gura la soare și tot așa făcea. Drumețul nostru, nedumerit, zise, bună ziua, om bun! Mulțumesc dumitale, prietene, dar ce faci aici? Ia trudesc de vreo 2-3 zile să car pocitul, este de soare, în bordeiu, ca să am lumină și nici că-l pot. Bre, ce trudă, zise drumețul. N-ai vreun topor la îndemână? Bam! El de coadă
sparge aici și soarele va intra singur în lăuntru. Îndată făcu așa și lumina soarelui intră în bordeiu. Mare minune, om bun, zise gazda, de nu te aduce Dumnezeu pe la noi, eram să îmbătrânesc cărând soarele cu oborocul. Încă un tunt, zise drumețul în sine și pleacă. Și mergând el tot înainte, peste câtva timp ajunsese într-un sat și din întâmplare se opri la casa unui om. Omul de gazdă, fiind rotar, își lucrase un car și îngebase în casă în toată întregimea lui și acum, voind să-l scoată afară, trăgea de proțap cu toată puterea, dar carul nu ieșea. Știți pentru ce? Așa, ușile erau mai strâmte decât carul. Rotarul voia acum să taie ușorii spre a scoate carul. Noroc însă că drumețul l-a învățat să-l desfacă toate părțile lui, să le scoată pe rând afară și apoi iarăși să-l înghebe la loc. Foarte mulțumesc, om bun, zise gazda. Bine mi-ai învățat, ia uite-te dumneata. Era să dărâm bunătatea de casă din pricina carului. De aici drumețul nostru, mai numărând un năturău, merse tot înainte până ce ajunsese iară la o casă. Acolo ce să vadă? Un om cu un săpoiu în mână voia să arunce niște nuci din tind în pod, din ce în ce dau peste dobitoci, zise drumețul în sine. Dar ce te frămânți așa, om bun? Ia vreau să zvârl niște nuci în pod și săpoiul ăsta. Bată-l scârba să-l bată, nu-i nici de o treabă. Că degeaba te trudești, nene, poți să-l blastămi cât le-ai blăstăma. Habar n-are țăpoiul de scârbă, ai un oboroc? Da, cum să n-am? Pune nucile în trânsul, el pe urmă și suie-l frumușel în pod. Țăpoiul e pentru baie și fân, iar nu pentru nuci. Omul ascultă și treaba se făcu îndată. Drumețul nu zăbovi nici aici mult și pleacă. Mai numărând și alt neghiob, apoi de aici merse mai departe până ce ajunsese ca să mai vadă aiurea și altă năzbătie. Un om legase o vacă cu funia de gât și suindu-se pe o șură unde avea aruncat o leacă de fân, trăgea din răsputeri de funie să urce vaca pe șură. Vaca roegea cumplit și el nu mai putea de osteni. Mai omule, zise drumețul, făcându-și cruce, dar ce vrei să faci? Ce să fac, mă întreb, dar nu vezi? Bavă, nu pricep. Ia hăramul ăsta e hâmisit de foame și nu vre nici în ruptul capului să vie după mine sus. Pe iastă șură să mănânce fân. Stai puțin, creștine, că spânzuri vaca, e fânul
și îl dă jos la vacă. Dar nu s-a irosit, nu fiți cum la târâțe și ieftin la făină. Atunci omul ascultă și vaca scăpă cu viață. Bine m-a învățat om bun pentru un lucru de nimica. Eram cât pe ce să-mi gâtui vaca. Așa drumețul nostru mărându-se și de această mare prostie zise în sine. Măța tot s-ar fi putut întâmpla să dea drobul de sare jos de pe hol. Dar să car soarele în casă cu oborocul, să arunci nocile în pod cu țăpul și să tragi vaca pe șură la fân, n-am mai gândit. Apoi drumețul se întoarse acasă și petrecu lângă ai săi, pe care socotii mai cu duh decât pe cei ce văzuse în călătoria sa. Și-am lecat pe șa și-am spus povestea așa. Și-am lecat pe roată și-am spus-o toată. Și-am lecat pe o căpșână și v-am spus, oameni buni, o mare minciună. Asta a fost tot. Ne vedem și data viitoare cu un exercițiu nou. Pa!